M-a acuzat degeaba pe mine. Iaca, sunt aici în fața spitalului. Am fost în spital, m-am interesat de boli ei, de ce suferă, dar mi-a interzis Alexandra să nu aflu nimic de ea, că se teme să nu o remigrez pe site-urile de socializare. Eu nu-i vreau rău, nu-i fac rău, dar arăt prin fapte că o iubesc, cu adevărat. Atâta știu, e bolnavă la cap, are pedepsii, dar mă tem că are mai mult. Nu știu, nu pot să zic nimica, dar nici eu nu am acces. Alexandra nu îmi dă voie să aflu de ce suferă ea. Mă acuză că sunt vinovat. Nu sunt vinovat, uitați. Că sunt în fața spitalului, aici, și am să stau aici, ca să arăt că o iubesc. Aici, în drum, stau. Să vadă, băi, într-adevăr, aici, chiar că sunt la mine. Eu, dacă am zis pe TikTok, eu m-am scos, de fapt, pe amândoi ne-am scos, că noi nu avem boala care s-a auzit pe TikTok. Oricum, am să revin mai târziu cu alt videoclip.